dublu CD intitulat Oremus reprezintă după mine un sumum de muncă, de strădanii, 4 ani de înregistrări. Oremus, de fapt, înseamnă în traducere mot-a-mo să ne rugăm. Dar ca semnificație este să credem în muzica de bună calitate, să ne îndreptăm gândul pozitiv și cu speranță către divinitate, să ne rugăm prin muzică să devenim mai buni. Muzica este de origine divină și atunci, dacă ne-a dat-o Dumnezeu ca un dar pentru a ne hrăni zi de zi, noi trebuie să o cântăm cu sufletul, să o înțelegem cu mintea în primul rând, să o cântăm cu sufletul și să o adresăm marelui public. Bunicul meu, deci tatăl mamei mele, a fost nepotul primului patriarh al României, Miron Cristea. Țin minte că primele rugăciuni în viață le-am rostit în casa bunicului meu. Atunci am învățat îngerașul meu și tatăl nostru. Și era o obișnuință, ca și cum mai mânca în fiecare seară, să-ți rostești înainte de culcare rugăciunea. La fericitul patriarh Miron Cristea a lansat în familia lui o stare de spirit, de religiozitate, de bunătate, de echilibru comportamental. Lucru pe care și mama mea l-a dobândit și poate și eu, în oarecare măsură, am în mine această rezonanță de calm, de suflet curat, de sinceritate în munca pe care o fac, ceea ce până la urmă au oamenii care au apropiat religia ca mesaj, ca înțelegere, ca, dacă vreți, ca viață cotidiană. Șansa în viață, ca 13 ani, să fiu și dirijorul coralei Te Deum Laudamus. Acolo conduceam preoți, conduceam studenți teologi, cântam într-o biserică, repetam într-o biserică, am dat concerte în biserici din România și în străinătate și apoi, venind la corul radio, am inoculat, a zice, în repertoriu din fiecare stagiune multă muzică religioasă. Dacă mi-aduc aminte, și lucrurile sunt destul de evidente, am făcut un concert Ave Maria, am făcut un concert Tatăl Nostru, am făcut un concert Cântări religioase românești, transmis în Uniunea Europeană de Radio, am făcut în primăvara anului trecut o liturghie în cadrul, pe scena de concert. Deci iată câteva pietre de hotar de relaționare cu muzica religioasă. Ideea are semnificații importante. Când vin dintr-o biserică, când te duci în fața altarului, vezi cele două mari figuri care te impresionează și cărora le adresezi rugămințile tale, necazurile tale, le povestești, te înclin cu smerenie și cu dragoste. Deci, pe de o parte, Maica Domnului, deci Fecioara Maria, în partea cealaltă Iisus Hristos,
cu semnificație Tatăl nostru, deci către Dumnezeul cel Ceresc, și totdeauna când intri în biserică te înclină în fața acestor două mari figuri istorice religioase. Această alternanță între Ave Maria și Tatăl nostru reprezintă practic punctele de sprijin a omului care crede în Dumnezeu, în divinitate, în lucrurile frumoase și adevărate. Faptul că Oremus, 300 de ani de muzică sacră, a prins viață este pentru mine o mare bucurie și alături de vecenii de Rachmaninov care l-am făcut împreună cu cele două coruri pe care le-am păstorit ani de zile, mă refer la Corala Bărbătească Ortodoxă Tedeum Laudamus și Corul Academic Radio, reprezintă pietre de hotar în munca mea și mă bucur că aceste compact discuri au prins viață.